Deci, oribile crampe. Și-o da seama că crampele respective le are de la faptul că tot timpul dă din picioare. Picioarele ei erau atât de obosite, ca și mine, cum stau. Deci eu, odată ce m-am pus în pat... Gata, cine cu tine tot eu? Da, mi s-a părut amuzant! Da, Eu usta. n-am crampe, eu n-am crampe! Andreea nu poate sta într-un loc numai când adorme, fără să dea așa dintr-un picior. Dă din amândouă așa, ca și ștergătoarele de la mașină. Mi s-a făcut rău, am văzut negru în fața ochilor, deci mă, știu că m-am luptat să zic, să explic, dar nu, până la urmă zic, stai jos, Daniel, stai jos. Deci noi avem niște probleme aici la mansardă și despre asta vrem să vorbim astăzi, nu? Da. De exemplu, cum ți-ar plăcea ție să meargă bărbatul tău la război? Și mie mi-ar plăcea foarte mult. Exact, ai văzut? Deci... Când... Nu suntem prea aproape. Da, am luat ceva boală. Încep tu? Da. Începe. Da. Salutare, dragilor! Noi ne-am făcut aici așa un cadru și un spațiu unde ne-am gândit că ar fi o idee bună să avem așa discuții mai lungi, mai interesante, dar cred că sunt discuții așa... Reale, realiste. Da. Așa că dacă vă place acest episod și acest gen de discuții... Trebuie să ne încurajați, repetat, în comentarii. Da, deci scrieți clar, ne place acest gen de conținut, vrem să mai faceți. Dacă nu vă place, scrieți, nu ne place acest gen de conținut, preferăm să ne arătați cum să creștem capre, cum să facem mâncărică, cum să strângem fânul și chestii de animale. E clar că nu suntem pricepuți la treaba asta, că în timp ce unul vorbește, celălalt să scarpină, dar să știți că ne-a dat tot interesul. Am furat scaunile astea de la Louvre și le-am adus în spate pe jos din Franța. De la British Museum. Așa. Avem niște scaune vechi pe care le-am cumpărat pe vremea când eram la Londra și ne-am pus noi frumos de le-am șmigilit, le-am curățit, le-am reparat, le-am vopsit, le-am capitonat, le-am cumpărat noi. Apropo, mai ții minte când am mers la vânzătorul ăla de materiale turcesc, dar avea o colecție impresionantă de diverse tipuri de materiale, ceea ce găsești în străinătate la noi din ce în ce mai puține. Probabil în capitală București. Acum sunt așa. Și la noi foarte multe. Asta e o mică paranteză despre ce făceam noi la Londra și scaunele astea noastre. Puh. Da, ne-a fost tare. Mie mi-a plăcut să ne ocupăm de un proiect așa de chestii de design, de... Da, la momentul ăla când aveam copii și nu eram... Da, aveam foarte mult timp liber. No, n-am reușit să le terminăm, că trebuia un trim din ăla pe aici, pe margini, da, și n-am mai reușit. Spune, folosește limba română. Nu știu cum să zice în limba română. Un tiv. Un tiv, un fel de tiv. Un tiv de margine, da. Cred că e bandă din aia ce se pune sau se mai pun capse din alea, da. Se pot bate din metal. Dar noi n-am mai făcut. Și le-am pus pe balcon, pe terasă și le-o tras soarele, le-o tras ploaia, vântul și s-o degradat foarte tare, dar ne le-am adus în casă să vi le arătăm și vouă. Și uite așa, jumate din cei care au dat click la acest video, deja s-o pierdut pe drum. Și ce vrei tu să dezvălui astăzi, de fapt? Că ai început să-mi zici mie că... Că? Ai o boală gravă. Așa cum li se întâmplă tuturor oamenilor și cuplurilor, mai avem și noi zile în care nu suntem foarte pe aceeași frecvență. Și când avem momente din astea, nu știu, eu simt sau amândoi simțim că cel mai bine e să stăm așa unul lângă altul, ceea ce vă recomandăm și vouă. Și în momentul respectiv, cel mai bine pentru noi, cred că e să ne dăm seama că, măi, îs nervoasă, îs frustrată, eu n-am avut o zi prea bună, hai să o luăm de la capăt. Ești de acord? Zic că eu te ascult și apoi o să-mi duc și eu aportul meu. Eu nu știu că te duci așa tare, pare tare complicat. Știi? Uneori când stau și te ascult, deși când mă pun să editez, ok, am înțeles, face sens, foarte frumos, le pui în ordine, știi? Dar, de fapt, noi avem niște probleme grave aici, în partea de sus,
că tu le spui oamenilor de afecțiuni de spectru autism, bla 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 bla, cei mai mulți urmăritori ai noștri, cred eu, că sunt oameni simpli, că nu se uită la noi domnul Ciolacu și domnul Iohannis, se uită oamenii, normal, oameni faini, ca, așa ca noi, ca da? Noi. No, deci noi avem niște probleme aici la mansardă și despre asta vrem să vorbim astăzi, nu? Da. Și exact ce ai zis tu acum, despre ce fac eu, știi, că mă iau și zic și ajung... Eu mă gândesc la o chestie, că vreau să înțeleagă oamenii toată situația din jurul acelui eveniment. Așa. Și îmi dau seama că ție nu ți se pare normal, știi? Ba să știi că și eu sunt la fel, dacă câteodată o văd pe mama în mine când fac asta, știi, că maica mi-a dat toate detaliile din da, lume, tot, tot, tot. Spune ce culoare aveau și returile lui pantofii lui Xulescu care au făcut un discurs sau ceva, știi? Da, mai exact am zis către Daniel, măi, știi ceva? Eu cred că sufăr de afecțiuni de spectru autist și... Cred că i-am revelat toată... Nu mi-a iluminat nimic. Nu ți-am... De fapt, care e faza, ca să știți? Andreea, ea nu poate sta într-un loc, ca să spunem pe românește, Andreea nu poate sta într-un loc numai când adorme, fără să dea așa dintr-un picior. Nu, din amândouă picioarele dau. Zilele trecute... Într-o... Dă din amândouă, așa, ca și ștergătoarele de la mașină. Deci să vă imaginați că cearșafurile noastre toate într-una dintre jumătăți au așa niște găuri și niște forme de uzură și le întoarcem cu rândul și când ajungem să ne băgăm coatele în ele, o stai că n-ai pus mie cearșaful de data asta. Plus de asta tu practic ai saltea cu vibrații tot timpul. A, nu mă interesat lumea asta. Bun. Și de la ideea asta ei cu afecțiuni de spectru autist, da, vreau să spun că, de fapt, dacă ne băgăm în zona aia, și eu am vreo 4-5 boli care trebuie să le recunosc. Da? Da. Ia să vedem ce boli știi tu că am eu aici la mansardă. Ți-am dat pe spate. Să știi că și nu eu mă întreb dacă am narcisism, dar nu cred că am. Nu cred că sunt foarte narcisism. Narcisismul e o boală în care te interesează foarte mult cum arăți și cum te prezinți și să fii îndrăgit de alții și să fii apreciat și așa. Și sigur, ca și om care se expune în online, poți să fii catalogat ca narcisist. Doar că narcisismul e o chestie, e o obsesie, e o boală gravă de creier. Da, că era o glumă. Nu știu, tot îmi apar că dacă te uiți odată la un video, știi, din cap în coadă, reel-uri din astea, știi? Dacă te uiți cap-coadă cu, să zicem, cuvântul cheie, narcisism, da? Data următoare, al treilea video care îți apare tot despre narcisism, știi? Bun, dar nu ne interesează narcisismul, că noi suntem narcisiști. Mă uit. Dacă vi se pare că eu sunt narcisist, vă rog foarte frumos să scrieți da, fiecare individual în comentarii. Așa, păi, că unii oameni ne văd des și ne văd de mult timp și ne urmăresc, dar eu aș tinde în apărarea mea, ca totuși să vă dau o idee pozitivă, dacă să știți ce ne scrieți în comentarii. Eu cred că mai degrabă pot să văd în ansamblu și oarecum chiar și acum și când vorbesc, după atâta timp de făcut YouTube și filmări și sute de filmări și mii de ore la calculator editând și așa, încep să-ți dai seama să-ți intri într-așa, într-o nișă, într-o cărare în care știi cam cum vrei să apară, să fie niște chestii. Da. Și asta nu e neapărat, vai de mine că lumea trebuie să mă vadă pe mine fantastic sau așa. Deci nu sunt. Eu cumva mă pot, mă pot liniști eu pe mine că nu sunt chiar depus la ospiciu. Bun. Dar despre afecțiunea ta de tip, cum ai zis? Nu știm, că nu ne-a diagnosticat nimeni, m-a povestit, așa. Stai că poate avem doctor care ne urmăresc și da, eu le recomand. Deci, mă uitam recent la un video și zice că asta am început să zic și ai zis stop! Hai să filmăm! Da, zi. Și de atunci a trecut mult timp. Deci, mă uitam la un video și o tipă foarte serioasă s-a apucat ea să povestească despre o afecțiune ce a avut-o cu mult timp în urmă și nu își dădea seama de diagnostic. Și mai exact, avea crampe atât de puternice la picioare, încât nu își dădea seama de unde provin.
Și a fost la medici, medici de familie, medici generaliști, cum îi zice la ăla? Pedologi? Da, nu știu cum, nu, că nu cred că așa le zice. Pedologia e un alt... Da, deci ceva pentru picioare, nu, cum le zice? Ortopezi. La tot felul de medici, nimeni nu a putut o ajuta până a ajuns la un psiholog care i-a spus exact ce se întâmplă. Dumnezeu asta ei... cu psihologul la România e cam gravă treabă, că cu toții ne ferim. Adică avem eu am o familie psihologi și cumva parcă nu-s de încredere pentru mine. Cât ai studiat tu despre încredere? Am eu o familie, dar parcă nu-s de încredere. Da, deci domeniul psihologiei, așa, ca filozofie și ca element de discuție, da. Dar nu să mă duc la cineva să-mi spună, poate din cauza că mă consider normal și n-aș accepta să spună. Uite, noi n-am avut probleme, nu consider că am avut probleme atât de grave sau pe care nu am știut cum să le gestionăm până acum. Dar, de exemplu, dacă copilul tău trece printr-o perioadă gravă sau tu treci prin boli grave psihice, înțelegi? E clar că ai nevoie de ajutor. Păi stai că acum despachetăm noi bolile noastre grave psihice, că nu, totuși că sunt convins că am niște boli grave psihice. Nu știu. Dar boli care ar putea fi încadrate ca și grave, dar sunt mai degrabă forme ușoare la noi, da? Pentru că eu sunt conștient că am... Cum se numește boala care are Catherine Zeta-Jones? Aia când are episoade de... Stai că mi-aduc aminte. A few moments later. Bipolară. Bipolară, vai! Deci... Bipolaritate. Da. Uneori aș putea să cred că sunt bipolar, pentru că... cu toată viața asta zen pe care trăim noi la țară, ai momente când ești te blochezi într-o chestie, știi? Dar nu cred că e bipolaritate, adică știi cum e? E forma cea mai ușoară de bipolară. E la un nivel așa foarte... afecțiunea bipolară e schimbări foarte mari, care țin, negative, care nu le pot dura și până la o lună și la nu știu ce, din care nu poți să ieși, ai din astea de suicid și nu știu ce și tot felul. Deci nu vorbeam de forma cea mai elegantă de afecțiune bipolară. În ideea că, chiar dacă trăim la țară și suntem într-o zonă foarte relaxată, mai tot timpul, și poate asta e și problema, pentru că noi fiind tot timpul șefii timpului nostru, când apare o problemă care te încurcă, îți schimbă rutina, îți dă cumva viața peste cap, ești foarte, foarte afectat de ea. Mm-hmm. No. Da. Deci dacă le luăm bolile astea noi... Dar e și o chestie, noi... știi? Faptul că suntem în contextul în care suntem la țara animale, e și o chestie foarte bună, că ne ajută foarte mult să ne păstrăm cât de mult normalitatea și sănătatea psihică. Pentru că eu consider că ar fi fost foarte greu să fii sănătos psihic dacă ai fi constrâns așa într-o... Să vă dați seama că noi ne plângem despre stresul psihic pe care îl avem de aici, de la țară, din raiul nostru, din Maramureș. Însă, da, dar într-adevăr, nu, e ușor să ieși afară dacă practic tot ce trebuie să faci în viața asta e să ieși afară, cum facem noi. Să ai treabă pe afară. Că dacă n-ai treabă pe afară și tu n-ai chef să ieși afară, poți să fii în Palatul Versailles. Că tot acolo stai și fai de bine ce aer închis în camera asta. Dar tu când ieși afară, cum am ieșit de dimineață și auzi o pasăre în partea asta, că ce frumos cântă, auzi acolo, dai o privire și vezi ce frumos strălucește soarele și plantele în jurul tău, deci da, ți-o trec cu mare parte din stres și din... Da, da. Vrei să continui cu povestea. Așa zi, mai departe. Și a ajuns la un psiholog și a început să-i explice comportamentele ei, pe ce trece și și-o da seama, psihologul, și-o da seama faptul că crampele acelea, că zicea și arăta în video, făcea tot așa vlogging, cred că, sau așa,
și-a arătat cum stătea noaptea, nopți întregi, de nu mai putea de picioare, de crampe, stătea cu ele în apă fierbinte ca să îi se decompreseze mușchii și așa. Deci, oribile crampe. Și și-o dat seama că crampele respective le are de la faptul că tot timpul dă din picioare. Picioarele ei erau atât de obosite, ca și mine, cum stau. Deci eu, odată ce m-am pus în pat... Da, mi s-a părut amuzant! Da, eu n-am crampe, eu n-am crampe. Când te pui și coș la perete, nu dai din picioare. Nu, că îți tremură mâna și apoi... Da, dau, din ceva dau. Păi și când te pui în pat la culcare, să-ți iei o beretă acolo lângă tine, ți-o pui și tot-o miști în mână. Chestia e că odată ce mă pun în pat, sau oriunde, n-am și pe scaun, dacă stau la, da, dacă stau la computer și editez, sau mă uit la un film, sau așa, stau cu picioarele și tot timpul trebuie, picioarele mele și tot editez, timpul... Da. Și da. Ca să știți cu ce mă confrunt eu, vă dați seama ce fel de om trebuie să fiu eu și cât stres să pune pe mine, chiar și când mă pucă, eu trebuie să mă pun în pat lângă ea, că dacă nu mai are întrebări, că unde mă duc, că ce fac, că de ce nu mă iubesc, că de ce nu mai bag de seama. Și eu de 13 ani trăiesc cu stresul ăsta. Picioarele mele fac așa. Conștient sau inconștient? Da. Și atunci eu trebuie să mă calmez. Până ador. După ce adorm, nu mai dau din picioare. Nu știu tu că dai și după ce ador. Bun. Dar să știi că, uite, câteodată și oamenii ne percep pe noi ca și foarte deschiși și foarte... Așa, cumva interesant în social media, adică în online. Dar îmi dau seama că vorbim de boli de astea psihice, sigur, tot în zona de boli moderate și... Afecțiuni. Afecțiuni, da, care pot să fie... Boli, să te blocheze cu totul. Ca norocul că nu avem noi instituții psihice puternice în România asta să te ia așa cu arcanul să... Tu pe tine te-am văzut cum dai din pic, nu vină tu în coace. Nici nu, se vede că nici nu avem limbaj. Hai să-ți facem niște electroșocuri să te tratăm. Nu, da. Cred că ești blocat în anul 1970, că nu cred. Nu știu dacă se mai practică astfel. Se mai practică, să știi. Da. Nu știu. Numai că e sigur niște medii mai ascunse, mai din umbră. Ce vreau să zic de fapt? Chiar dacă suntem atât de vocal și de prezent pe internet, că pare că suntem ok să ne expunem și să ne... Așa. Din ce am auzit, cei mai mulți oameni care sunt dispuși să facă asta, de fapt, sunt niște... În realitate, sunt foarte anxioși. Cred că amândoi suntem... Pentru nu, că... Nu neapărat în toate contextele, dar noi, când dați de noi în realitate, noi suntem așa... Salut! Nu, acum ce trebuie să facem? Am întâlnit mulți oameni care, vă știu de acolo, da, ok, no, cam am același repertoriu, și pe tine cum te cheamă, nu, îmi pare bine că acum de la un moment dat am făcut o idee cam ce ar trebui să zici când te întâlnești cu cineva, da. E întotdeauna un pic... O anxietate din aia care se poate încadra în zona de afecțiune psihică. Da, că uite-te tu acum, toată lumea care are o problemă, nu. Eu nu știu cum să fac, eu din ce în ce mai mult îmi dau seama că eu am și eu așa o tulburare de identitate, dar nu-i foarte bine definită, că eu tind așa cumva înspre o, ca să mă identific ca și... Nu știu, așa cred că ca și pensionar m-aș identifica cel mai bine. Am crezut că zici ceva serios acum, tu glumești. Păi nu neapărat că glumesc, dar să știi că mă gândesc așa câteodată, bă, eu văd că toată lumea așa alege câte ceva, că la unul îi place, că el e cam așa, el e cam așa, da? Să identifică ca sau tu te identifici ca pensionar? Da, eu mă identific ca și pensionar și ca și liber cugetător, știi? Și pot să... Deci dacă cineva mă întreabă, știi, în contextul ăsta, că acum... Nu știu cât de mulți sunteți voi care vă uitați la noi obișnuiți cu ce se întâmplă pe afară și felul cum oamenii de acolo și iau idei și își propun că ei să așa și toată lumea trebuie să accepte. Dar...
Da, eu cred că sunt... Pensionar Daniel. Nu, se stric de acum, nu mai... Bătrânelul, pensionelul meu. Pensionelul. Bunelul. Îmi povesteai cu ceva timp în urmă, cum, nu știu cu ce ocazie, erai tu micuț și, nu știu, la bunici erai și mergeai așa cu mânuțele la spate, ca un bătrânel, urcai dealul, nu știu ce, care era da, fața. Da, una dintre cele două vizite ale mele la bunici din Suceava, mergeam în Burdujeni și, na, îți dai seama că eu eram foarte bucuros că mi-am impresionat părinții și mergeam cu fratele și surorile mele pe deluț în sus și eu m-am pus iarăși în ei cu mâinile la spate și dădeam mi-mi ticioare că meream până către bunicii ăștia, ia uite că la el, ia uite scumpul, mă, dar ce faci, mă, ești bătrân, știi? De la 6 ani, tot bătrânelul, ești pensionar. Te-ai identificat de pe atunci sau te-a făcut să te identifici ca pensionarul de pe vremea? Acum pensionar, ce pensie poți să mai capăte de la statul român, că uite statul român e falimentar. Și... Dar pe dacă n-ai contribuit mai cu nimic? Am contribuit, că am făcut 2 copii, am crescut, le-am dat de mâncare, am muncit pentru țara asta, pentru fiecare lucru pe care îl cumpăr, plătesc taxe. Că trăiesc eu din bani împrumutați sau bani căpătați din familie sau moșteniți. Și sau... uite, așa intrăm în alt subiect. Da. Dar nu are statul român și nu vom avea... Deci nu vom ajunge... Eu sunt ferm convins că nu voi ajunge pensionar niciodată. Sau, din păcate, că știu că sunt mulți dintre voi care ne urmăriți și vi drag de noi, sunteți pensionari, sunteți la vârsta a treia, dar cu toții știm că e foarte tristă situația în România. Dacă oamenii trebuie să aștepte cumva, hai să vedem cât mi-a mai dat anul ăsta, stai să vedem cât mi-a mai recalculat și cât mi-a mai dat în plus. Apropo, la foarte mulți care au avut pensii mari în zonă, chiar în Maramureș, din mine, au avut pensii de vreo 6.000 de lei și le-au scăzut la 4.000 și ceva. Wow. Deci la mulți cu pensii mari le-au scăzut și la cei cu pensii mici le-au mai crescut câte un pic. Dar la cei care contează și rechinii și angajații pe pile și pe șmecherii, la ei nu se lucrează și nu se reglează niciodată. Dar și uite, statul tot falimentar, datorile tot mai mari și taxele tot mai multe pe noi, că suntem, da. Dar suntem curioși despre voi, nu ca și cum ați putea voi să ne scrieți în comentarii că ce probleme psihice aveți voi, dar măcar noi vi le-am spus pe ale noastre, vi le-am spus vouă și suntem curioși să ne spuneți ce părere aveți de bolile astea noastre. Tu ai zis că ai cel puțin 3, nu mi-ai zis numai niciuna, practic. Păi, bipolar, afecțiune bipolară, anxietate, probabil afecțiunea de control obsesiv, uneori, care păi, iese la suprafață, uneori iese, alteori nu, știi? Dar nu e, așa e, așa, foarte marginal să mă afecteze. Atunci când ești tu în control, e greu să fii afectat de asta. Ești de acord? Cred că da. Cum ți se manifestă anxietatea, de exemplu? Am avut un episod de anxietate când eram în liceu. Țin minte că, nu știu dacă ți-am povestit fala. Eu, mi-mi plăcea foarte mult filozofia, aveam o profesoară drăguță de filozofie, așa. Da, și mi s-a părut mie un subiect bun la care eram bun și îmi plăcea să povestesc și să argumentez chestii și așa. Dar era profesoară și de psihologie, parcă. Și nu știu dacă la filozofie... Așa, logică și filozofie, da. Și la oră de filozofie mă întreabă doamna profesoară, nu cred eu că eram îndrăgostit de ea, dar na, așa, cumva mi se activase toată anxietatea și m-a pus să argumentez ceva despre care, na, mă descurcam. Și cumva, prin faptul că anticipasem momentul ăla, eu în capul meu așa cum nu mă așa îl pot explica, anticipasem momentul, știam că eu voi da explicația, când m-am pus să mă ridic în picioare și să explic, m-am blocat complet. Și n-am mai putut să zic, mi s-a făcut rău, am văzut negru în fața ochilor, deci știu că m-am luptat să zic, să explic, dar până la urmă zic, stai jos, Daniel, stai jos.
M-a văzut că eram... Știi? Da, deci aia cred că a fost un episod de anxietate majoră, dar... Ai avut recent? Cred că de atunci am învățat că orice provocare apare, nu mă ajută să mă concentrez prea mult la ea. Și da, ok, când analizezi o problemă ca să găsești o soluție, e una. Și atunci pot să zic eu că sunt obsesiv și mă concentrez. Uai, da, dacă cel mai probabil să ne pregătim pentru ce e rău, ca să fim siguri că dacă e bine, e ușor. În schimb, când ai de un termen și trebuie să livrezi ceva sau trebuie să vorbești ceva sau să explici ceva sau știi că, de exemplu, ăsta e un motiv pentru care noi ne cam tăferim. Ce m-am prelins în scaunul ăsta. Ne tăferim de... Da, avem așa o anxietate socială, chiar dacă suntem prezenți în... Ne tot ferim online. De evenimente, să facem da, la noi cumva acasă. Ți-e groază. Da, 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 știu. Pentru că dacă e unul, două persoane, o familie, bă, salut, o, bravo, bine că ați venit. Oarecum și așa, și tot bazăm unul pe altul, că nu, poate o să înceapă ăla la alții. Deși eu am avut ocazia, uite, eu am avut ocazia să vorbesc și în fața mai multor oameni, diverse ocazii. Și asta vreau să zic, de fapt, că ne tatonând prea mult problema aia, că ce o să zic și cum o să zic și ce o să fie și ce o să zic că ei și cum o să se uite la mine, treci mai ușor peste problema aia, știi? Că practic aia a fost la bază, în esență, problema la ora de filosofie. Toți colegii mei urma să audă foarte important ce aveam eu de zis. Și eu știam, eram sigur, pe mine pur și simplu m-am blocat. Știam că urma să zic bine. Și da, asta e o chestie care cu toții trebuie să muncim și să o depășim. Dar nici nu ți s-a mai întâmplat ceva de genul recent, pentru că nici nu ne-am mai pus în situații de genul ăsta în ultimul timp. Nici eu, nici tu nu prea ne-am pus în situații să fim, să ne apuce anxietatea sau ceva. Bă, cred că am fost deși în diverse contexte, am mai fost. Când am fost, am făcut diverse... Da, pot, știu. Când am făcut interviurile pentru televiziune, de exemplu, da, știu un moment, m-a apucat atunci. Când am făcut interviu de la Canal D, acum mi-am adus aminte că mă tocmeam, când am avut un episod așa în care să mă simt așa. Așa. Atunci au fost un moment în care stăteam amândoi și povesteam liniștit și nu știu ce s-a întâmplat, de o trebuie să pleci tu de lângă mine, știi? Și am rămas eu cu tipul respectiv și povesteam și m-a întrebat ceva, știi? Cumva, no, hai că continuăm noi până vine el. Și m-a prins o anxietate, dar eram la pertu cu el, cumva ne cunoșteam, acum nu era nimic neobișnuit, știi? Dar m-a cuprins atunci o anxietate de n-am mai știut. Aproape că nu mai știam cum să respir. Da. Eram, dar acum ce se întâmplă? Acum ce am de zis? Știu că vroiam să zic, știam la ce m-am gândit, știam ce am de zis. Și nu i-am putut scoate niciun cuvânt. De tot, no, e ok. Da. Sigur că noi ne-am expus aici o parte din partea noastră mai vulnerabilă, să zicem așa, pentru că oamenii au tendința să se prezinte cu partea lor cea mai bună și cu aia să se afișeze. Și da, există o tendință ca oamenii să se deschidă tot mai mult în online, însă dacă aveți astfel de probleme similare cu a noastră, din ce am învățat noi, cel puțin formele moderate și ușoare de afecțiuni din astea psihice, psihologice, până la urmă, dacă le despachetezi și le înțelegi, le poți depăși tu însuți. De aia, personal, nu cred că avem nevoie de un psiholog sau de un psihoterapeut, pentru că avem destul creier în cap și destul răbdare și timp să ne lămurim singuri despre probleme și soluțiile care sunt necesare.
Prin asta nu încercăm să vă descurajăm de a mai merge la psiholog, dar poate v-am dat o soluție și o idee ca să vă depășiți anxietățile. Și oarecum nu ești singur tu care pățește asta sau... La urma urmei, cred că e și ceva normal, adică în 2024... Păi da, e normal. Adică noi nu mai avem surprize. Da. Ce surprize mai e când tu deja știi tot, ai tot planul înainte? Dacă vrei să știi ce plouă sau nu plouă mâine, te uiți pe telefon. Dacă vrei să vezi ce face mămica, o suni. Nu te mai surprinde nimic. Și tocmai asta e problema care ne creează, pe de altă parte, anxietăți, că atunci când se întâmplă ceva neprevăzut, neașteptat, te lovești ce cam tare. Da. Deci ideea e că multe lucruri, în loc să ne victimizăm despre ele, e frumos să le povestim, să le analizăm și găsim soluții tot în interiorul nostru, pentru că de cele mai multe ori, în interiorul nostru se creează problema printr-o... Faptul că ești anxios, automat respirația ta se schimbă. Și prin faptul că nu te mai... respirația ta e blocată cumva, soluția e să te concentrezi pe respirație și să respiri normal și des. Nu, că cred că soluția e să nu te opui. Ba, uite, la mine tocmai asta vreau să zic, că atunci când simt o așa o anxietate într-un anumit context, mă ajută să mă concentrez pe respirație. Pentru că opusul, dacă nu te concentrezi pe respirație, atunci corpul tău tinde să se tensioneze, nu mai respire normal, aer nu mai ajunge cum trebuie la creier și problema se amplifică. Deci tu, practic, concentrându-te pe inspirație, expirație, chiar și într-un interviu din care noi am avut deja vreo 3, e mult mai ușor. Chiar dacă timpul pare mult mai lung, se dilată timpul și tu trebuie să te concentrezi pe respirație, de fapt nu e chiar atâta. Ai timp să te gândești dacă te concentrezi la respirație și depășești pe un punct dificil. Dacă vi se pare din conținutul pe care noi le facem că avem și alte afecțiuni, puteți să ne scrieți în comentarii, încercați să nu folosiți injurii, încercați ca atunci când folosiți semne de punctuație, semne exclamării sau punct, să puneți spațiu, că am observat, și pe asta cred că ne apropiem de încheiere, multe comentarii pe care ne scriu oamenii, dacă pune punct și punct și continuă cu alt cuvânt după, algoritmul YouTube îl consideră ca o reclamă de genul nu știu ce, .com sau .cod sau .cod și așa mai departe. Îl consideră link și atunci îl blochează și îl trimite la comentarii blocate. Exact. Dar dacă noi ne-am deschis și v-am explicat problemele noastre grave, zice, așteptăm reacția voastră. Eu cred că nu are rost să exagerez acum, nu. Păi nu exagerez. Bine, făceam un pic de dramatism. Știi că eu, poate n-ar fi rău să facem amândoi. Uite, foarte mulți oameni din social media... Eu sunt foarte așa pe adevăr, pe... Păi și eu spun pe adevăr. Păi, dar nu sunt probleme grave psihice. Probleme grave psihice sunt altceva. Sunt niște afecțiuni. Dar dacă o iei așa pe zona de dramatism, la tu știi cât mă afectează pe mine anxietatea mea? Nu știi cât mi-e de greu și cât mă frământ. Când erai în liceu? Nu, anxietatea de acum și momentele mele de mood swings și cum era aia bipolar. Că uneori chiar nu ne mai întoarcem, dar e greu să fii acum, să fii bine, să fii wow, ok, tot, se întâmplă ceva și ești Tren, da, e greu și pentru mine să am de-a face cu oscilările astea. Dar tu n-ai nimic de zis în domeniul ăsta, că eu cred că și tu ești cam așa, nu ești tu mai bună ca mine cu cât e. Dar nu e vorba de a fi bun sau ne a fi bun. Îți dai seama că tu afectezi și pe ceilalți de lângă tine, cum sunt eu, de exemplu, și copiii. Nu te gândești, poate că nu te gândești la chestia asta, da? E ciudat, știi? Uite, de exemplu, pot să-ți spun clar, uite, ieri am avut o zi foarte drăguță, foarte specială, minunată, ne-am simțit foarte bine, ne-am distrat, ne-am povestit, am râs, ne-am așa. Și azi dimineața când m-am trezit erai... Ce cu tine? Ai dormit rău? Ai visat urât? Ce bai? Ce?
Uneori ești foarte expresiv și dau foarte multe argumente ca să nu susțin punctul de vedere sau ceea ce simt. Alteori pur și simplu n-am chef. Îți spun că n-am nimic și n-am nimic. Când am ceva, îți dai tu seama ce am. Că îi ceva. Păi că tocmai că n-aveai motiv ce să fie, știi? Exact. N-aveai ce, știi? Aia te tot întreba, ce faci? Că îți ești o diferență foarte mare de la o zi la alta. Da, depinde și de și mie cel mai mult îmi place de tine când ești drăguț și drăgostos și amuzant. Idem. Da. Cred că oamenii de știință lucră acum ca să descopere noi și noi boli psihice, despre care noi nici măcar nu suntem conștienți. Apropo de boli psihice, cred că și asta, daltonismul e o bolă psihică, să încheiem pe o notă pozitivă. Avem dislexia? Dislexia? Daltonismul e că nu vezi în culori. Daltonismul este atunci când nu vezi în culori și vezi culorile diferit decât arată sau sunt ele în realitate. Și eram la Londra, aveam un prieten care la un moment dat zice: "Bă, să știi tu că eu sunt daltonist." Atunci am auzit prima dată daltonist și era primul care îmi zicea despre asta. Bă, zic, serios? Și cum te descurci cu condiția asta? Păi zice, destul de bine, că eu am cam învățat culorile. Îmi dau așa seama după cum arată, cam ghicesc ce culoare e. Mă zic, bravo. Și avem pe masă o plasă. Dar zic, la semafor, zic, cum știi, treci sau stai pe culori? Păi nu, că zice, tocmai că culorile le cam știu, le-am învățat așa după... Nu, zic, dar plasa aia ce culoare era? Zic, plasa aia, zic, ce culoare e? Păi asta e roșie, zice. Și era o plasă de la Asda. Verde, da, verde. Cu alb, da. Nu, zic, clară treaba, cum știi tu culorile. Până la urmă, cu toții trăim în propria realitate și încercăm să ne bucurăm de așa cum putem de bine, nu? Avem noroc în România că și aici în stat sunt câțiva care sunt mai delay ca noi și nu e nimeni cu arcoan să-i ducă să injecteze, să electrocuteze, să le facă tratamente cu forța. Da. Așa că, în contextul economico-social, cu războiul la graniță, cu bani tot mai puțin, cu probleme financiare, cu taxe în creștere, cu politicieni tot mai de bajocură, în care, da, tu ai impresia că trebuie să alegi să votezi pentru viitorul tău, a țării, a copiilor tăi. Noi toți suntem pozitivi și tot ne ținem de normalitate, nu? Asta da, vreau să zici. Noi ne trăim normalitatea noastră. Adică pe internet și așa ești bombardat în ultimul timp cu tot felul de chestii din astea negative, știi? Afecțiuni psihice, război, alegeri, nu știu ce. Asta e imposibil să nu te afecteze, știi? Te gândești, uai, ce-a fi, se fac alegeri, o să fie o schimbare mondială. Te apucă dintr-o dată anxietatea, te lovește da, nevoia de bani. Da, și de fapt situația este, pleacă ai noștri, vin ai noștri, românul tot așa trăiește pe... Noi, eu cu Andreea, cam glumim în ultima perioadă, că românul, în general, 60-70%, 80% îs oameni descurcăreți, sau cum zice americanul, hustler, adică omul ăla care... Știe ce să facă combinator ca să se descurce și să trăiască. Pentru că muncim, cu toții muncim și vedem că viața ne trece, timpul ni se scurge printre degete. Și cum zicea înțeleptul Solomon, totul este deșertăciune. Na, amu să vă văd, care sunteți mai tineri, cum argumentați că nu e deșertăciune. Și care sunteți mai bătrâni, să vedem cum vă împăcați cu verdictul ăsta. Dragilor, cred că ar trebui să ajungem și la un final și vă îndemnăm și vă poruncim, cum zicea bunica de la Cluj. Să ne lăsați un comentariu și mai ales să apăsați și butonul de like dacă v-a plăcut acest video și ne vedem pe data viitoare. Dacă vreți să afle cât mai multă lume despre afecțiunile psihice și despre o țăran român,
dați și un share, că... Dar să știți că în zona Clujului, la bunica, când zicea poruncește la nu știu care să facă așa și așa, era și cu forma de a îi transmite la cu tare să margă acolo sau să rezolve aia. Deci, vă transmitem gânduri bune, ne bate soarele pe față și spuneți-ne neapărat în comentarii dacă vreți să mai vedeți astfel de discuții de la noi, așa, oameni simpli, oameni proști, oameni simpli de la țară, oameni primitivi. Și dacă primitivi. Vă place decorul ăsta. Da, ca să înțelegeți că noi nu avem bugete pentru decor, nu avem spații comerciale închiriate. Deocamdată suntem în casă, copiii stau liniștiți, nu există agitație și nu există gălăgie și suntem la etaj, pe culoar, pe hall. Da, nu suntem așa cum suntem. Suntem bine. Dar e foarte bună lumina aici. În restul camerelor unde am putea face... Chiar crezi că oamenilor ei interesează să audă? Uite, de exemplu, am putea să ne spunem, dacă am întindere picioarele, este o parte dintre oameni cărora le place să se uite la poveștile unora, iar alții zic, ha bă, ce te povestești acolo, faci tu politică sau nu știu ce. Dar cred că discuțiile dintre noi arată mult despre ce avem în cap, despre ce cunoaștem, ce știm. Și poate că ajută pe unii să navigheze așa prin toată mizeria care e online. Da. Na. Numai că, în general, oarecum, noi pentru că nu facem cascadării din astea mediatice și nu... Ca dacă ne-am pune noi să ne batem și tu să mă zgâri, eu să te pognesc și să ne înghiontim, tu știi ce vizionare am avea noi și ce... Dar tu nu vrei, că eu îmi doresc. Tu numai, eu te aleg. Și dau cu zdiciu pe tine. Fără să mă alegi. Fără să mă alegi. Dar nu, că e mai bine. Te simți tu mai în siguranță. Da. Na. E bine că, uite, când a început războiul în Ucraina, de exemplu, acum trecem așa în revistă niște subiecte, zic eu, despre care am putea vorbi și poate ne scrieți voi în comentarii care dintre ele v-ar plăcea să-l atacăm data viitoare. Când a început războiul în Ucraina... Da, eu nu mă pricep la asta. Foarte deci ar fi un monolog. Sigur eu o să te pricep. Tine. Sigur o să te pricep. Eu o să spun întrebări. De exemplu, cum ți-ar plăcea ție să margă băbatul tău la război? Și mie mi-ar plăcea foarte mult. Exact, ai văzut? Deci... Când a început războiul în Ucraina, oamenii erau foarte panicați că, vezi, Doamne, se întinde încoace. Și războiul pare să se întindă... Dar nu încoace. Dar nu în direcția asta. Da? Despre pandemie n-are rost să mergem în urmă, că nu, mulți s-au deschis gura și e foarte ușor să împarți așa, dai cu toporul și spargi tot audiența cu părerile tale, dar, din păcate, a fost un capitol trist în istoria... Omenire. Contemporană. Așa, despre ce am mai putea vorbi? Despre bani, pentru că, uite, îți vine să crezi sau nu, era un domn în comentarii pe care îl știu pe nume că ne lasă comentarii din alea bagiocoritoare, disprețuitoare, hai bă, lasă-mă că nu știu ce figuri și sigur oamenii au la un moment dat, apar alți oameni în online care fac probabil mai mult sau mai puțin ce facem noi și avem și noi momente când părem plictisitori sau avem o părere diferită de ce vreau în general de la noi. Dar respectiv urmăritor, pe care îl știu de câțiva ani, a început să mi spună că de unde aveți voi bani, că încă o gospodărie, că încă un tractor, că nu munciți, că nu știu ce. Deci probabil ar fi o idee bună să dezvoltăm noi rețeta succesului pentru noi. Da. Care nu am atins-o cu toată școlă. Adevărul e că chiar și noi ne mirăm câteodată cum din n-avem niciodată bani și totuși avem. Nu ți se pare... Da. Interesant, nu? Da. Și interesant că atunci când ai nevoie urgentă de bani... Cumva se rezolvă. Da. Deci, dacă vă interesează cum am ajuns noi la acest succes
Impresionant. Și pe YouTube, care am 33.000 de urmăritori, lucru la care noi nu ne-am așteptat. Știi cum e? Că și succesul ăsta impresionant e relativ, că nu... Pentru tine ai succes impresionant și pentru mine, că am pornit dintr-un loc în care nu aveam nimic, absolut nimic. Impresionant nu în sensul că ne considerăm noi măreți, ci mai degrabă că nu te aștepta niciodată că da, ne veneam noi. În 2-3 ani să ajungem la 10-20 de mii. Iarăși cu succesul pe YouTube, iară, na, tot relativ e că... Pentru unul cu 3 miliarde de abonați, ce și cu scobitoarea asta? Tu cu MrBeast. Nu, nu mă compar. MrBeast face altceva. Dacă îmi face ca ei, am fi ca el. Dar nu vrem să facem ca el. Nu, să nu zic 3 miliarde, hai să zic 100 de mii. Pe cine știi tu cu 100 de mii? Nu știu, habar n-am. Nu... Andrei Vereștiu, de la Cluj. Nu, știu, nu vorbesc de cineva. Nu. Cred că și el a depășit 150 pe 200 de mii. În orice caz, e bine pentru noi. Iar alții se pot uita cu... Cine mai zice? Și ăștia și cei și cu el. Dar nu e important. Da, pentru noi e bine, suntem mulțumiți. S-ar putea și mai bine. Uite, de exemplu, am ascultat podcastul lui Mircea Bravo la Buhnici. Și cumva zicea Mircea că el deja după 7 luni de parenthood, adică de a fi părinte, simte că ar putea să dea lecții altora. De fapt, cum ce face de lumea. Noi ne-am ferit de asta, dar suntem părinți de 10 ani. Și probabil că am putea ataca și subiectul ăsta. Cum îți educi corect un copil? Oamenii nu știu încă. Mulți nu știu. Mi se pare că știu, dar nu știu. Lecțiile astea de parenting sunt foarte ciudate pentru că oamenii sunt atât de diferiți și ce consider eu important pentru copiii mei sunt diferențe și între mine și sora mea sau între tine și frații tăi. Considerăm lucruri importante total diferite. Da. Și atunci nu poți să explici la cineva și unii dintre ei pot să... relaționez, cum le zice. Da, e foarte divizivă discuția asta, da, dar pe de altă parte, și aici vreau să ajung de fapt, noi, dacă ni s-o dat încrederea oamenilor, că foarte mulți oameni au încredere și ne admiră pe noi ca stil de viață ca oameni, noi am luat-o până acum gratuit, dar asta vine și cu obligație, pentru că la fel de sincer cum am fost despre uite asta se face așa, uite asta ne-a fost greu așa, uite trebuie să nu pățiți ca noi, etc., tot la fel am noi obligația, că nu suntem noi influencerii Pământului, dar atâta cât știm noi de bine, avem obligația să o prezentăm mai bine și să încurajăm oamenii spre bine. Da. Știi? Că e ușor să rămâi în siguranță și în bula ta. Dacă credeți că e important, continuați ideea și apoi lasă-mă să zic. Că e ușor să rămâi în bula ta și să zici... lasă că mai bine nu-mi ridic eu capul din mulțime. Da, dar dacă mulțimea acceptă că tu ai un stil de viață care merită urmărit și merită luat ca exemplu, trebuie să-ți asumi niște riscuri și să spui clar niște puncte. Da, doar că noi suntem niște oameni atât de simpli, anxioși, simpli de nesimțiți. Că nu am cine să iei după mine, știi? Păi... Cam așa sunt. Pur și simplu, nu să iau unul după noi și cred că asta ar fi ideea și practic că se iau unul sau se iau 2000 pentru noi e același lucru, că nu ne interesează lauda și diplome și medalii, dar ne bucurăm să aflăm că oamenii sunt influențați spre bine. Da, asta da. Poate și pentru că nu suntem noi foarte siguri de ceea ce facem și ceea ce încercăm să-i educăm pe copiii ăștia. Ne determină să... Nu suntem noi siguri? E simplu. Poate că... Nu, eu așa mă simt uneori. Păi dacă îl afectez pe copilul ăsta cu cine știe ce, că i-am explicat că cum să fac bebelușii. Dacă îl afectează și... Se definiția, întâmplă nu știu ce, știi? Definiția unui om viteaz nu este ăla care câștigă bătălia,
atunci când pare că o va câștiga, ci omul vitează, el la care curajosul, și care când șansele sunt împotriva lui, el totuși face ce trebuie și muncește să iasă șansele. Uh-huh. Și atunci noi nu vom fi cântăriți pentru rezultatele copiilor noștri, cât pentru ce am făcut noi să-i ghidăm în direcția asta. Și până la urmă, ca părinte, asta trebuie să-ți asumi. Da, îți asumi pentru copiii tăi, dar deja când începi să-i înveți și pe alții sau să-i influențezi pe alții, atunci ai responsabilitatea și răspunderea mult mai mare, știi? Și probabil că ăsta a fost și motivul pentru care nu ne-am prea băgat în discuții de genul ăsta. Nu cred că ai o răspundere mai mare decât aia care o ai. Mai degrabă răspunderea și responsabilitatea și consecințele sunt atunci când tu ești însărcinat de către oamenii care te urmăresc să fii responsabil și să îți expui și punctele alea care i-ar ajuta foarte mult. Iar dacă tu te închizi și refuzi să lămurești niște probleme care ar putea da soluție altora, ești mai degrabă în zona negativă decât pozitivă, că tu vrei să te protejezi pe tine. Tot așa poți să-ți expui punctul de vedere și da, trebuie să formulezi în așa fel încât oamenii să nu zică tu îmi spui mie, tu mă comanzi. Nu! Noi recomandăm, noi vă spunem din experiența noastră ce funcționează și sigur că încercăm să facem asta deja de 4 ani de zile, zi de zi, expunând stilul nostru de viață și cum ne creștem copiii. Și oamenii admir asta. Da. Cam o oră, două, practic video ăsta. Și... Dacă vă plac, nu uitați. Dacă vă plac... Dacă vă plac acest... Dar ce faci așa? Ce mai cerți vremea pe cameră? Nu țieți cuvintele? Da. N-a zis tu încheie tu. Dar încheie, nu te apuca iară de discuție. Păi am încheiat deja. Mă, bun, atunci am încheiat. Da, scrieți comentarii, vă mai da câteva idei și spuneți-ne care dintre ideile menționate aici mai la urmă v-ar plăcea să le atacăm ultima dată sau în viitor apropiat. Și dacă mai aveți altele noi și interesante, vă rog să ne le scrieți, că cine știe, poate... Ni se par și nouă interesante și o să le atacăm, cum zici tu. Uite, știi care e faza? Că noi am intrat pe o nișă de asta reală, realitatea, ne expune realitatea noastră și nu-i totdeauna torpile de alea, știi? Noi ne băgăm într-un subiect, îl tot descoasem, îl tot analizăm și filozofăm despre el. Da. Știi? Și poate asta e și faza care ne ține pe noi încă în... Să nu fim, vai de mine, superstaruri de online. Că nu ne dorim asta în primul rând. Că nu ne dorim, da. Dar și prin stilul nostru de a aborda problema, suntem așa mai de la Bihor, de la Maramureș, de până Ardeal și na, on the game. Știi ce e o chestie care mă gândeam de multe ori? Odată cu, nu notorietatea, dar notorietatea, odată cu expunerea mai mare, cu un succes mai mare, vine și o responsabilitate, o răspundere, o... Da, să ce? Să faci mai mult, să faci mai mult, să faci mai mult, să faci mai bine, să faci mai... Și noi suntem tare relaxați așa. Nu, da. De fapt, chiar mă gândeam recent că dacă analizăm evoluția noastră în online, noi am început cu 2 videoclipuri pe lună. Pe săptămână. Și cam ne-am ținut de treaba asta în primul an și ceva, poate chiar primii 2 ani. Vizionările noastre erau la 48 de ore, undeva la 13.000 de vizionări. În zilele cele mai bune. Între 9 și 13.000 la 48 de ore.
Dacă te uiți pe statistici, faptul că noi postăm mai des, în primul rând ne drenează pe noi de energie, de subiecte, de așa, ne ocupă foarte mult timp că avem și de editat și vizionările scad treptat. Poate și pentru că calitatea videoclipurilor noastre scade. Și atunci s-ar putea să trecem din nou la format mai mic, mai mic și la videouri mai rare. Probabil un video mai rar, unul sau două pe săptămână, mai calitative, ne-ar ajuta și ar mulțumi mai bine pe oameni. Da, deja ne întindem cu video-ul ăsta. De la probleme psihice am ajuns la filozofie de online. Suntem suflete pereche, am făcut de bune de bani. Jinx! Cum ne-am gândit la exact același lucru? Nu exact același lucru. Deci noi suntem... Acolo suntem! Eu...